bine dispuși? Da! Cu zâmbetul pe buze și extrem de nerăbdători să învețe lucruri noi. Așa vin de fiecare dată elevii la cursurile de mandolină. În satul Giurgen, din județul Ialomița, de mai bine de 30 de ani, învățătorul Andrei Gheorghe îi învață pe copii respectul pentru valorile tradiționale și cât de frumoase sunt cântecele populare. Generații la rând au deprins arta cântatului la mandoline de la dascătul lor, așa că acum, aproape în fiecare localitate, există cel puțin un membru care știe să mânuiască instrumentul muzical. Mai cântă cineva la tine în familie la mandolină? Da. Cine? Mami. Și ea unde a învățat? La domnul învățător în clasă. Mie îmi place mandolina. E lucrul meu cel mai preferat din lume. Și o iubesc foarte mult. Chiar dacă orele de mandolină se țin în weekend, copiii vin într-un număr foarte mare. Înainte de a începe, instrumentele sunt acordate cu grijă. Profesorul trece pe la fiecare bancă și verifică dacă micii săi învățăcei și-au acordat perfect mandolinele. Nu iau nicio pauză până nu cânt. Și mami ce zice? Mami îi place cum când mă și filmează și le trimite lui tata. Tati unde e? În străinătate, în Suedia. Este foarte mândru de mine și mi-a zis să-mi continui visul. Mandolina a devenit un simbol al localității și o modalitate de a le alina dorul de casă celor plecați departe. Învățătorul mai are doar un an până la pensie și cel mai mare regret al său este că nu va avea cine să-i ducă mai departe munca de viață. M-aș bucura să găsesc, să am urmași, copii care să urmeze un liceu pedagogic, să devină cadre didactice, pentru că e greu. E foarte greu să... trebuie multă determinare, să iubești ceea ce faci, să iubești copiii. Este o mândrie pentru comunitate. Cântecul este apropiat de sufletul oamenilor. Este un mesaj pe care îl înțelege oricine. În micuța școală din Bărăgan, elevii au deprins tainele mandolinei și au demonstrat că se pricep foarte bine să mânuiască lăuta. Au participat chiar și la festivaluri și concursuri de muzică populară, acolo unde talentul lor a fost apreciat și răsplătit. Practic, micuții duc tradiția localității mai departe.